Dorința primăriei Giurgiu a fost și este ca Școala de Arte și Meserii și Colegiul Naval să funcționeze într-o singură unitate de învățământ, pe motiv că sunt cheltuieli mari cu cele două clădiri, iar instituțiile au un număr mic de elevi. Legea nu permite însă fuziunea între un colegiu și un liceu, așa că solicitarea primăriei către Inspectoratul Școlar nu a avut succes. Cu 2 voturi împotrivă și 5 abțineri, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar nu a avizat fuziunea. De aici marea supărare a edilului șef din Giurgiu, care în cea mai recentă conferință de presă a declarat că lipsa fuziunii va aduce mari probleme cu salariile pentru dascălii celor 2 unități de învățământ, pentru că nu se încadrează în costul pe elev. Conducerea Liceului Tehnologic din Giurgiu vine cu argumente și spune că nu au fost și nici nu vor fi astfel de probleme. Proiectele de buget se întocmesc conform costului standard per elev și compartimentul financiar al Inspectoratului Școlar Giurgiu repartizează după aceea fondurile pentru fiecare școală în parte. Banii venind de la Ministerul Educației, nici de cum din bugetul local. Totuși, primarul a declarat că este sigur că în acest an nu vor fi bani de salarii, dar pentru că primăria a fost tratată ca negri pe plantație, nici nu se va implica în rezolvarea situației. Mai mult deranjat că niciun dascăl nu a spus că fuzionarea fostului SAM cu Marina ar fi o idee bună, primarul va tăia și sprijinele din partea municipalității. Potrivit spuselor sale, dacă cele două școli cer 7 detergenți, le va da 5, iar dacă solicită 10 topuri de hârtie, le va da 3. La noi nu sunt cheltuieli extrem de mari și o parte, într-adevăr, dumnealor merg pe partea de întreținere, lumină, dar materiale de curățenie și alte lucruri sunt prinse și în bugetul nostru, care vine de la Ministerul Educației. Într-adevăr, lumina, gunoiul și căldura sunt plătite de către primărie din bugetul local, dar nu avem niște consumuri extraordinar de mari. Anul trecut chiar s-au dat înapoi din bănuții care am primit de la minister pentru întreținerea acestei școli o mare parte. Deci cam 40% din suma primită de la minister a fost dată înapoi statului, iar în banii primiți de la bugetul local nici nu s-au intrat. Deocamdată, atât Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu, cât și Liceul Tehnologic rămân așa cum sunt, 2 unități de învățământ separate, cu personalitate juridică și cu salariile la zi. Rămâne de văzut ce se va întâmpla de la toamnă, ținând cont de faptul că pentru anul școlar 2014-2015 există o hotărâre de guvern care asigură sprijin foarte mare pentru înființarea școlilor profesionale de 3 ani, iar la Giurgiu un an s-a pierdut deja.